acum Golubovici este cel mai avansat om al Ceahlăului, către el s-a îndreptat această minge, ceva mai bun și în duelul aerian. Are o echipă interesantă cu Stelenache, foarte tânără, jucători cu reale calități. Și poate ce este cel mai important, foarte disponibile la efort, acoperă suprafețe considerabile jucătorii săi. Nu trebuie să aibă o echipă foarte scurtă cu Stelenache. Acum Ilieși avea la un moment dat o poziție de șut, Astafei preia destul de slab, însă Nicu poate șuta el și o face! Este 1-0 pentru FCM Târgu Mureș. I-a trebuit ceva timp lui Epaminon Danicu să înscrie. Execuție frumoasă a lui Epaminon Danicu, a atins această minge și Vilațăn. A avut însă foarte, foarte mult timp Nicu să șuteze. N-a fost o minge în vinclu, însă a fost un șut foarte puternic. Continuă atacurile lui FCM Târgu Mureș, o echipă care trebuie să-și refacă în primul rând moralul. E și vina mijlocașilor centrali la acest gol primit de Ceahlăul. Nicu ar fi trebuit închis acolo.